domnul Sorin Grindeanu, susținerea politică a PSD-ului, ținând cont și de faptul că am înțeles că s-a depus o moțiune de cenzură în Parlament. Aș vrea să vă spun câteva lucruri și despre această campanie de minciună și de dezinformare practicată în ultimele zile. Am auzit-o aseară pe Olguța Vasilescu spunând un lucru care este total adevărat. Și eu, dacă aș fi stat numai la televizor în ultimele zile, fără să mă uit pe motivarea și decizia Curții Constituționale, decizie, fără să mă uit pe ceea ce a adoptat guvernul, aș fi ieșit în stradă, revoltat. O asemenea mașinărie de dezinformare eu am mai văzut la Revoluție și după Revoluție. Și au mai fost situații când în România s-au folosit acest sistem profesionist de dezinformare. În ceea ce privește cetățenii români care manifestează, avem tot respectul pentru dumnealor. Este un dreptul la opinie care este constituțional și care e sfânt. Respectăm opinia fiecăruia, are dreptul să-și o exprime, indiferent că e vorba de un om, de 1.000, de 10.000 sau de 50.000, 60.000 de oameni. Nu contează. Este un drept câștigat la Revoluție și care trebuie respectat și pe care noi îl respectăm. În același timp, este important ca aceste opinii să se exprime fără violență. Pentru că situația de azi noapte din Piața Victoriei nu cred că este situația pe care și-au dorit-o cei care au ieșit din dorința de a-și exprima un punct de vedere, de a protesta, de a-și exprima opiniile. Și rugămintea noastră foarte fermă către acești oameni cinstiți și de bună credință este să se delimiteze de aceste grupări care au vrut să confiște acest protest sau care au vrut să facă în așa fel încât protestul să degenereze în violențe. Nu știu mintea bolnavă a cui s-a născut acest plan. Pentru că azi noapte să se ajungă la violențe și eventual victime sau stricăciuni foarte, foarte mari. Eu sper ca Ministerul de Interne și parchetul să reușească să afle cine a gândit, cine a organizat și cine a plătit acțiune violentă de aseară, de azi noapte. În același timp, vreau să felicit atât Ministrul de Interne, cât și Jandarmeria, cât și celelalte structuri, poate nevăzute ale Ministerului de Interne, care au acționat exemplar. Am înțeles că astăzi au fost certați de președintele României, care de fapt, în opinia noastră, este autorul moral al violențelor de azi noapte. Poate au fost certați ca să fie intimidați. Noi încurajăm să-și exercite atribuțiunile de serviciu, atribuțiunile legale, în așa fel încât să se prevină acte de violență extremă. Sunt lucruri care poate nu se știu. Și am vrut să fac aceste aprecieri pentru că șefului dispozitivului de jandarmi s-a aplicat o tăietură la picior. Am, cu toate astea, a tot întârziat și a încercat să stea și am înțeles că diseară și în Cârje va fi acolo. Un alt jandarm care risca să-și piardă un ochi, n-a vrut să părăsească dispozitivul pentru a nu se despărți de colegi. Și alți jandarmi, și alți manifestanți au fost răniți. Și au îndeplinit atribuțiile legale cu foarte mult profesionalism. Și încurajez să o facă la fel, să nu se lase intimidați, nici măcar de caracterizările președintelui Iohannis. Am văzut și declarațiile doamnei ministru de interne în legătură cu marele subiect legat de informațiile primite de la SRI pe care președintele spunea că nu le-a folosit.
văzut ce a spus. Informații care deja la ora 8, când au venit, erau publice. Și informații care nu ajutau cu absolut nimic în acțiunea structurilor Ministerului de Interne de aseară. Trimise pe SMS între un om de bună credință de la SRI, care simți nevoia poate să trimită unui secretar de stat sau cuiva de la Ministerul de Interne. Nu directorul SRI, în mod instituțional și operativ, către Ministrul de Interne. Eu nu sunt specialist în funcționarea SRI-ului, dar am tot auzit că totuși aveau și au în continuare obligația, printr-o structură internă, ca în astfel de situații să informeze rapid și instituțional primul ministru, ministrul de interne, și pentru că era vorba de București, și primarul capitalei. Nu s-a făcut asta. Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, i-am solicitat domnului Adrian Țuțuianu să analizeze dacă există atribuții legale pentru Comisia SRI ca să se verifice aceste lucruri, pentru că nu este admisibil ca șeful statului să certe niște forțe de ordine care aseară au prevenit niște violențe gândite undeva și cred că și finanțate. Pentru că mulți colegi au spus în sală despre aceste lucruri, că acei huligani au fost plătiți. Bine. Dar astea sunt vorbe politice într-o discuție politică. Instituțiile statului abilitate sper să găsească răspunsul la aceste întrebări, care sunt întrebări importante. În ceea ce privește această campanie de dezinformare, ordonanța care a fost dată pentru anumiți lideri politici, pentru o gașcă de politicieni, cum spunea președintele Iohannis. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea, după ce ieri, fiind deja publică ordonanța, am stat împreună cu avocații mei și am confirmarea a ceea ce bănuiam. Această ordonanță nu oprește procesul în care eu sunt implicat. Și spun încă o dată, această ordonanță nu oprește procesul în care eu sunt implicat, într-un motiv foarte simplu. Pe baza unei mărturii 100% mincinoase, obținută prin presiune de la o doamnă deja condamnată pentru luare de mită și care probabil este implicată în alt dosar, declarații contrazise de alți martori și de alți martori care vor veni la proces, sper să-mi fie acceptați. Eu sunt acuzat de instigare la abuz în serviciu și fals intelectual. Falsul intelectual rămâne. În același timp, vreau să vă spun că eu nu aștept și nu cer clemență de la nimeni, nici de la guvern, nici de la parlament, nici măcar de la șeful statului. De acum 2 săptămâni de zile am finalizat cu avocații care au acceptat să mă reprezinte într-o altă cauză. Și astăzi, sper că la ora asta să se întâmple, sau urmează să se întâmple, pentru că am vorbit cu ei după CEX, am început o acțiune de redeschidere a procesului referendumului. Deocamdată, cu 2 acțiuni. Repet, deocamdată. Știți că v-am spus acum câteva zile că o să începem să vorbim despre adevărații penali din România. Aici am o plângere penală împotriva domnului procuror Lucian Papici. O să vi le dau, pentru că vreau să fiu foarte transparent de aici înainte cu toate aceste acțiuni împotriva mea. Pentru faptul că a uzurpat calități oficiale, pentru că mi-a semnat rechizitorul de trimitere în judecată în 27 septembrie 2013, în condițiile în care mandatul semnat de președintele României, singurul abilitat să numească în acest tip de funcții un procuror, s-a încheiat pe 23 septembrie. Acel artificiu cu delegările semnate de procuror general
nu țin loc de lege. A doua acțiune este contestația la executare adresată Tribunalului București. Pentru că avocații îmi spun, studiind codul penal și codul de procedură penală, care nu este deloc ambigu în situația asta, practic eu nu am hotărârea de condamnare. Hotărârea de condamnare a unui cetățean român, nu și în alte state, trebuie să conțină trei elemente. Partea introductivă, dispozitivul este acel anunț pe care l-ați văzut și dumneavoastră și eu la televizor în aprilie anul trecut, și expunerea, care cuprinde, de fapt, toată motivarea. Eu, după aproape 10 luni de zile, nu am această motivare. Asta înseamnă că hotărârea mea este completă. De asemenea, nici nu mai pot avea niciodată. Pentru că legislația este foarte clară, motivarea este o obligație legală pe care, dacă noi suntem obligați să respectăm legile, cred că toată lumea, indiferent în ce instituție funcționează, trebuie să le respect. Motivarea trebuie dată, de fapt, toate elementele hotărârii, în 30 de zile. Au trecut aproape 10 luni. Trebuie semnată și asumată și compusă de către toți membrii completului. Doamna fostă președintă a Curții Supreme, Livia Stanciu, la 2 luni de zile după ce a fost adoptată această sentință, s-a pensionat și a mers la Curtea Constituțională. Exista o prevedere legală, care e și acum în vigoare, care spunea că orice judecător care iese din sistem are obligația ca punese să-și încheie toate motivările. Nu s-a întâmplat asta. La această oră nu mai poate semna acea motivare și nici altcineva nu mai poate semna, pentru că există și altă prevedere care spune că dacă un judecător este împiedicat să semneze din motive obiective, ceea ce nu era cazul, poate semna în locul lui președintele completului, care era tot doamna Livia Stanciu. Dacă și președintele completului era împiedicat, poate semna președintele instanței, care era tot doamna Livia Stanciu. Aceste delegări de semnături nu puteau opera decât în interiorul celor 30 de zile. Astea sunt cele două prime acțiuni pe care le-am întreprins. Și v-am dat și această informație pentru că eu nu vreau ca în spețele mele inventate, acest dosar politic, precum și acest nou proces, bazat doar pe o mărturie mincinoasă, fără niciun fel de probă, să mi le rezolv în instanță. Cu speranța că în acest nou proces, în final, instanța va funcționa după respectarea prezumției de nevinovăție și după obligativitatea ca orice sentință să fie adoptată pe baza unor probe. Probe indubitabile. Altă manipulare și dezinformare. Am auzit la un post de televiziune aseară pe un domn cu batistuța la rever, foarte elegant de altfel, și foarte bun reporter, jurnalist, care probabil a primit și dumnealui de la altcineva, câteva informații. Că este certă dorința noastră de acum asta DNA-ul cu DIICOD-ul. Păi vreau să vă aduc aminte, când sunt declarații publice, doamna Raluca Prună, care este cea care a inflamat discuția despre CEDO și despre situația din închisorile din România, este cea care în 30 noiembrie anul trecut a anunțat că unul din proiectele dumneaei pe care le are în vedere este comasare între DNA și DIICOD. Culmea ipocriziei este că această doamnă a participat și participă în continuare la organizarea și mobilizarea acestor meeting-uri. Nu știu dacă este implicată și în treaba cu huliganii, nu cred. Deci, niciodată PSD-ul nu a venit cu această propunere, nici nu avem în plan
nici acum, nici mai târziu. În primul rând, mi s-ar părea o prostie ca două instituții care funcționează de sine stătător acum să fie comasate. Am văzut și pe domnul procuror general, care plecând de la acea informație, își dădea cu părerea că n-a fost consultat. Nu avem această intenție. Am văzut și pe președintele Iohannis că își dădea cu părerea. Deci, până la urmă, care a fost planul? Aruncă unul la o televiziune această mențiună, după care toată lumea își dă cu părerea despre ceva care nu există. Doar să mai pun niște paie pe foc. Așa cum ați noaptea, ați văzut cu toții, unii huligani puneau obiecte ca să întrețină focul din Piața Victoriei. Am mai văzut iar mai devreme pe un site o analiză din surse 100% sigure care arată planul PSD-ului și al Guvernului de a pune mâna pe toată justiția. Cu schimbarea procurorului general, doamnei Chioveși, cu modificarea legislației, cu punerea, pune mâna pe toată justiția, pe tot sistemul, pe convorbiri. Oameni buni, repet, n-am avut niciodată nimic și eu am ieșit în stradă când eram mai mic, împotriva celor care protestează, care își exprimă opinie. Dorința mea este să fim informați. Această mașinărie de manipulare și de dezinformare, care nici măcar nu știu dacă și are toate originile la noi în țară, nu ne poate duce la lucruri bune. Nu există un asemenea plan, dar oricum este o aberație. Dar se încearcă ca din ce în ce mai mulți oameni să fie speriați de ceva care nu există. Rămân cu mine că e puțin. În ceea ce privește unele incitări ale unor așa ziși jurnaliști, care un domn care incita aseară să vină la mine acasă, un alt domn jurnalist, așa îi se spune, folosea expresii foarte plăcute, îmi cer scuze, haide să-i pelim. Și tot felul de variațiuni pe aceeași temă. Eu le spun tuturor, eu sunt aici, uitați-mă. Mă dau informații, care e publică, dar o reiau, nu am SPP. Sunt doar eu cu șoferul. E un băiat tânăr, destul de fricos. Nu sunt apărat, nu sunt înconjurat de nimeni. Acelui domn i-am făcut plângere penală. Poate se abțin toți. Aici nu e vorba de mine. E vorba și de faptul că eu nu mai mă sperii de astea. Mesaje de amenințare cu moartea, mizerii. E vorba de faptul că toți miniștrii, după ce li s-au publicat datele personale, eu am fost condamnat, chiar dacă n-am fost acuzat în rechizitorul de asta, ca să pot să mă apăr, pentru că prin niște SMS-uri trimise de la partid, militanții partidului ar fi putut încălca legea protecției datelor personale. Oamenii ăștia nu le-au încălcat. Deci să înțeleg că noi vorbim de un stat de drept pe care vrem să-l apărăm și să-l construim, incitând la violențe și incitând la încălcarea legii. În ceea ce privește, din punctul meu de vedere, discuția despre ordonanța în sine. Vă spun cu toată sinceritatea, ieri nu am... și ca precizare, am avut aseară la ora 6 o întâlnire și cu ambasadorul Statelor Unite. Am stat 2 ore de vorbă. Și ieri am stat foarte mult ca să studiez cu avocații pe care am pe acest subiect ordonanța și motivarea și decizia Curții Constituționale. M-am uitat cu atenția unui inginer, nu a unui jurist. Poate greșesc. În ceea ce a spus Curtea în motivare, că de fapt tot scandalul acum este pe acel articol. Curtea spune la un moment dat, Curtea Constituțională, că această prevedere
preluând o analiză din partea Comisiei de la Veneția, asta spune motivarea curții, această prevedere și are izvorul în 1968 și este de inspirație sovietică. Și că a fost folosită de-a lungul anilor ca instrument politic împotriva opozanților. Plecând de la asta, au analizat că prevederile inițiale, și anume că îndeplinirea defectuoasă a stațiunii de servicii este atât de largă încât nimeni nu poate defini și poate da naștere la interpretări și aplicarea unor sancțiuni într-un mod discreționar, au cerut ca articolul respectiv să prevadă indicarea legii sau ordonanței care se încalcă. De asemenea, am mai spus că este nevoie de a se stabili intensitatea vătămării persoanei fizice sau juridice și de asemenea să se stabilească o limită a pagubei. Aceste trei elemente care sunt cuprinse în acest articol, nu altceva. Văzut și discuția despre cei 200.000 de lei, niște discuții pe care nu pot să le caracterizez decât tot ca dintr-o campanie de dezinformare. Nu mă interesează pe mine acea limită. Puteau să pună un leu, puteau să pună 100 de lei. Am înțeles că era nevoie să se pună o stabilească o limită a pagubii de la care se poate discuta de răspundere penală până la care se discută de răspundere administrativă și civilă, urmând că dacă s-a constatat acel prejudiciu, să se recupereze. Nu așa cum s-a tot spus, că deci până la 200.000 de lei se poate fura. În același timp, am mai vorbit și cu alți juriști ieri, care mi-au ridicat un element la care, sincer, eu nu mă gândisem, nefiind jurist. Curtea Constituțională, Constituția prevede că dacă un articol este declarat neconstituțional și nu este modificat în 45 de zile, își produce efectele juridice. Deja am aflat ieri că sunt mulți care pe bună dreptate se gândesc că în acea perioadă în care nu a fost modificat acel articol, el nemaivând efecte juridice, să facă apel sau contestații la cauzele în care sunt implicați. Ne mai vorbim de faptul că există șansele foarte mari, între ghilimele, să apară această practică neunitară pe baza unui articol indicat de curte că trebuie modificat, dar nemodificat nici de Parlamentul trecut, nici de Guvernul trecut, care ar fi putut, poate, în cele 100 și ceva de modificări la codul penal, printr-o ordonanță de urgență dată într-o zi, să le include și pe asta. Despre asta este discuția cu acel articol. Nu eliberează corupții. Nu acoperă corupții. Așa cum nici acel proiect de lege pentru grațiere nu eliberează corupții. Am aflat tot de la acel site că, de fapt, da, într-adevăr, proiectul de lege al grațierii nu eliberează corupție și destul de light, dar avem noi planul ca în final să facem altceva. Am văzut de asemenea, și asta plec de la o discuție avută în Comitetul Executiv, pentru că colegii noștri sunt foarte încărcați de discuțiile și mesajele pe care le primesc de la concetățeni. De la oamenii care ne susțin și care ne-au votat. Și care simt în mod organic, la un moment dat, și ei dorința ca și ei să se exprime în stradă. Eu n-am de gând să accept sau să dau posibilitatea colegilor noștri să organizeze vreun meeting. Eu n-am de gând să scoatem în stradă 1.000.000 de oameni. Pentru că ar fi o luptă între români. Și eu așa ceva nu accept. În schimb, le-am cerut colegilor mei, păstrându-ne această atitudine pașnică și deschisă către dialog, să declanșeze începând de mâine o strângere de semnături pentru a-și arăta susținerea pentru ceea ce vreau să spună dacă ieșeau în stradă. În speranța că violențele de azi noapte nu vor mai fi văzute în zilele următoare și din dorința de a nu escalada acest conflict. Văzut că domnul președinte Iohannis se gândește ca săptămâna viitoare să cheme la consultări.
N-ar putea renunța la acest weekend, totuși să fac o excepție odată în viață? Că poate au loc întâlniri mai rapid. Mâine, poi mâine. Am citit și ce a spus domnul președinte Iohannis, care spunea de monitorizarea pe care trebuie să o facem de la partid către guvern. Da, s-a făcut. S-a făcut și astăzi primul ministru, așa cum era firesc, a prezentat în fața Comitetului Executiv un document pe care îl prezintă și dumneavoastră cu calendarul de acțiune asumat și stadiul îndeplinirilor acestora. Pentru că în România, din fericire, viața există zi de zi, în fiecare zi. Și se întâmplă lucruri bune. Ieri a fost o zi importantă, 1 februarie, în care au intrat în vigoare unele măsuri foarte importante. Am fost, de exemplu, ieri foarte bucuros când au fost cozi la matriculări, pentru că românii au așteptat să intre în vigoare legea prin care se elimină cele 102 taxe ca să-și poată matricula mașini. Și o să rog pe primul ministru acum să vă prezinte și noastră succint acest document, pentru că el e mare, pentru că guvernul a adoptat până acum foarte multe măsuri. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus, noi avem un program de guvernare, avem o etapizare, avem 41 de măsuri pe care trebuie să le adoptăm în primul trimestru. În acest moment mai avem 12 măsuri pe care trebuie să le luăm, astfel încât acest program de guvernare și etapa primului trimestru să fie îndeplinită, adică tot ceea ce am promis oamenilor. Era extrem de important astăzi ca în fața Comitetului Executiv Național să fac un raport față de ceea ce a făcut guvernul în ultima lună. Este forul care a susținut guvernul, m-a susținut pe mine ca și prim-ministru și pe ceilalți membri ai cabinetului. Așa că e un lucru absolut normal. Am să vă spun câteva din lucrurile pe care le-am spus azi colegilor mei și care au impact asupra românilor și măsuri realizate. Creșterea salariului minim la 1450 de lei. Promisiune îndeplinită. Creșterea cu 20% a salariilor din administrația locală. Îndeplinit. Creșterea cu 50% a salariilor pentru actori. Îndeplinit. Eliminarea plafonului pentru baza de calcul privind CASS și CAS la maxim 5 salarii medii. Aplicarea legii privind creșterea cu 15% din educație. Îndeplinit prin hotărâri și ale Parlamentului. Aplicarea legii privind creșterea cu 15% a salariilor din sănătate. Programul prima chirie. Creșterea punctului de pensie. Am luat măsura în guvern de la 871 la 1000 de lei. Creșterea pensiei minime de la 400 la 520. Eliminarea CASS-ului. Eliminarea impozitului pentru pensiile mai mici de 2000 de lei. Creșterea alocării pe student pentru fondul de bursă de la 83 la 201 lei pe lună. Transport gratuit pe CFR pentru studenții din România. Eliminarea formularului 088. Alocarea a 770 de milioane de lei pentru achiziția vaccinurilor pentru copii pe bugetele multianuale pentru a se evita penuria acestor produse. Extinderea programului de hepatită C, dotarea spitalelor județene și am prins sumele necesare în buget astfel încât să se întâmple acest lucru, dotarea spitalelor județene cu a fiecărui spital județean din țară cu câte un computer tomograf. Aprobarea PNDL 2,
cu 2,3 miliarde credite de angajament. 5.000 de program, acest PNDL 2 cuprinde 5.000 de obiective pe apă, canal, drumuri, 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli fără avize de funcționare în acest moment, 30 de cămine noi studențești, 1.500 de locuințe pentru tineri. De asemenea, a intrat în vigoare, cum se spunea, eliminarea a 102 taxe nefiscale. Pentru agricultură. Sunt toate programele pe care dumneavoastră le știți, spicuiesc câteva dintre ele. Deschiderea programului pentru tomate, prin care toți cei care dețin sere sau salarii de minim, solarii, scuzați-mă, de minim 1000 de metri pătrați, vor primi 3000 de euro anual. De asemenea, deschiderea programului pentru carne de porc. Alocarea fondurilor prin buget pentru cadastrarea gratuită a unor terenuri agricole. De asemenea, i-am mai informat pe colegii mei că în construcția bugetară, colegii din CEX, am ținut cont de ceea ce înseamnă angajamentele pe care noi le avem, ca și stat, membru NATO, și am alocat 2% direct, nu prin credite de angajament, ci prin credite bugetare, la apărare. Suntem primul guvern care a făcut lucrul ăsta după ce am devenit țară membră NATO. De asemenea, suntem puțini în NATO care facem acest lucru. Dar, eu înțeleg, să ne respectăm, ca și prim-ministru, să ne respectăm angajamentele pe care le avem față de partenerii noștri din NATO. Totodată, mai avem lucruri de făcut. Vă spuneam încă 12 măsuri pe care trebuie să le luăm, astfel încât ceea ce ne-am propus pe primul trimestru să ducem la bun sfârșit. Vă amintesc câteva. TVA zero pentru publicitate. Legea prevenției. Legea redevențelor. Creșterea plafonului de la care se plătește TVA de la 220.000 de lei la 300.000 de lei. Plata subvențiilor în agricultură va începe în martie. Extrem de important pentru agricultorii de la noi din țară să știe în mod clar când primesc subvențiile. TVA zero pentru materiile prime din agricultură. Anularea mult discutatului HG 800 din 2016 și adoptarea HG privind ieftinirea cu 35% a medicamentelor inovative care și-au pierdut patentul. Cele offset, da? Actualizarea listei de medicamente compensate. Adoptarea în Parlament, de asemenea extrem de important, a masterplanului pentru transporturi. Și bineînțeles, propunându-ne în anul acesta să atragem peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, trebuie să demarăm colurile care sunt aferente POC. Astea sunt lucruri, programul operațional competitivitate. Astea sunt lucruri care trebuie făcute, de asemenea, în primul trimestru. V-am spus pe scurt câteva din măsurile pe care, de altfel, cred că le știți, pentru că cele care le-am adoptat, le-am comunicat. Și am mai spus, și era normal să vin, având în vedere că săptămâna viitoare, așa cum am înțeles, o să fie moțiune de cenzură și am venit împreună cu colegii mei în fața Comitetului Executiv Național și am primit, bineînțeles, susținerea pentru a ne continua activitatea la guvern. Mulțumesc! Noi și mai am două precizări după care întrebări. Uitați-vă! Asta e foarte proaspătă, o nouă dezinformare. Am înțeles că s-a spus, nu știu ce ziar online sau nu știu ce site-uri, că atunci când am intrat în sală aș fi înjurat pe cei de la, nu știu unde erau, USR, am înțeles. În primul rând, eu n-am făcut niciodată așa ceva și nu o să fac. În al doilea rând,
Vă rog să verificați pe, scrie pe site-ul Realitatea, Realitatea având cel mai apropiat microfon de mine, că n-am zis așa ceva. Ce am întrebat, dar nu cred că este o jignire, cred că ar trebui să o consideră ca o laudă, dacă au la ei bâte și petarde. Asta am întrebat, recunosc. Zic, poate lor fi rămas de-aseară. Și ce îmi pare rău că n-am întrebat, că primul care m-a întâmpinat este cu mintele pământului, domnul fost ministru al culturii. Să-l întreb în ce situație mai e cu mințenia pământului. Îi dau o veste proastă. Cele două ordonanțe, din câte am înțeles eu în Parlament, vor pica prin care au vrut să se acopere. Asta, de asemenea, mai spun încă o dată, nu mai întreb, că n-o să mai cer, că nu o să răspundă nimeni la asta. Dar încă o dată vă spun, noi asistăm la niște manifestări ale unui partid împotriva căruia s-a făcut plângere penală de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru finanțarea ilegală a partidului. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă împotriva PSD-ului s-ar făcut o plângere penală. Și ei vorbesc de respectarea legii și a statului de drept. A doua precizare, sau a doua observație sau afirmație, vreau să mă refer la ceea ce am spus în campania electorală, printre alte lucruri, în ceea ce privește poziția noastră, se tot discuta în campanie despre poziția noastră privind legea magistraților, legea răspunderii magistraților. Am spus atunci, o spun și acum. Dacă se va elabora un proiect de lege care, într-adevăr, să aibă în vedere lucrul ăsta, să-l clarifice, eu personal voi fi de acord cu el doar într-o singură situație. Dacă acea lege va reuși să protejeze judecătorii din România de influența oricărei instituții sau persoane, indiferent de statutul acelei persoane. Este unul din obiectivele mele fundamentale la care nu renunț, chiar cu prețul libertății mele. Până în momentul în care judecătorii din România nu vom fi toți siguri, și noi și ei, că pot judeca doar după propria lor conștiință, nu va fi încredere 100% în justiție. Și nu vor mai apare atât de multe discuții și dezvăluiri despre acest sistem. Asta, într-adevăr, este unul din obiectivele mele la care nu renunț, cu orice preț. Întrebări. Vă rog, dar nu foarte. Domnule Grindeanu, nu v-am auzit nimic spunând dumneavoastră, nu știm deocamdată părerea dumneavoastră legată de această ordonanță care modifică codurile penale și v-aș mai întreba, în primul rând, care a fost caracterul de urgență de a modifica prin ordonanță de urgență și în miez de noapte, într-o ședință de guvern la 10 seara, nefiind pe ordinea de zi acest proiect. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. În primul rând, și dumneavoastră ați transmis lucrul ăsta, cel puțin în ultima perioadă, ultimele 2-3 săptămâni, eu împreună cu colegii mei din guvern am avut un program extrem de încărcat. În momentul în care am început să lucrăm la buget, unele din ședințele pe care le-am avut cu dânsii se terminau la ore târzii în noapte pentru clarificare. În jurul orei 8 seara am primit avizul de la CSAT la guvern. CSAT-ul a avut loc la 12 jumate, dacă mă înșel, în aceea zi, undeva înainte, 8 fără 5, 8 fără 10, am primit acest aviz. Sunt lucruri ca și, dacă vreți, care se pot dovedi prin intrările respective care au avut loc la guvern. Nu miez de noapte. De unde și până unde. Văd că s-a tot dus această chestiune. Ședința s-a terminat, dacă nu mă înșel, în jur de 9 și ceva, când au coborât la conferința de presă cei doi colegi ai mei, domnul Viorel Ștefan și domnul Florin Iordache. Caracterul de urgență, și aici o să
îmi dați voie, dacă se poate, să detaliez un pic. Eu i-am cerut ministrului Justiției, aducându-se în discuție toate aceste ordonanțe, legi, la un moment dat văzusem că se spunea și de asumarea răspunderii, să vină cu o poziție clară în fața guvernului, rapidă, pentru că lumea ieșea în stradă pentru ceva ce noi n-am făcut. Nu s-a discutat niciodată despre amnistie. Spuneți-mi și mie când ați auzit de amnistie și am văzut la unii că vorbesc de amnistie. Eu, juridic, n-am auzit de termenul ăsta inventat, amnistie mascată. N-am auzit așa. Grațierea, ca să fim clari, în prima formă care de fapt a fost și ridicată pe site-ul Ministerului Justiției și care nu mai e cea care a fost trimisă ca și proiect de lege spre Parlament, dar și în aceea erau excluse faptele care țin de corupție. Nu intrau la grațiere, violatori, tâlhari și așa mai departe. Acum e și mai, în urma dezbaterii publice, e și mai restrictivă această lege. Doi, cine a spus că nu se recuperează prejudiciile? Era trecut cât se poate de clar în acel proiect recuperarea prejudiciilor. Sunt lucruri care n-au fost transmise în mod direct. A venit ministrul Justiției tocmai pentru a detensiona toată această situație cu această propunere care a îndeplinit toate procedurile. A fost și dezbatere publică și e important să spun că văd tot felul de chestiuni în ultimele zile. Eu n-am imunitate. Și dacă aș avea, v-aș spune același lucru. N-am încălcat legea cu nimic. Nici eu, nici domnul ministru al Justiției. Am cerut să se respecte procedurile, am cerut în ședința de guvern și am întrebat, s-au respectat toate procedurile și tehnice și ceea ce ține de Ministerul Justiției? Da. Vă aduc aminte că în urmă cu câteva luni s-a mai adoptat o ordonanță de urgență cu 100 și ceva de modificări la codul penal. Fără avize, CSM și așa mai departe. În 24 de ore. În 24 de ore. Nu se dezincriminează în această ordonanță, și a explicat mai devreme și domnul președinte, abuzul în serviciu. Iarăși o temă pe care am văzut-o în ultima vreme adusă în discuție. Dar revenind, n-am niciun fel de probleme de acest tip. Mi se pare că sunt foarte multe lucruri spuse și susținute care n-au suport în realitate în acest moment. Urgența stă în ceea ce s-a spus și mai devreme. Dacă cineva este condamnat în acest moment pe un articol, unul, nu spun care, dar unul care este declarat de Curtea Constituțională neconstituțional, ce se întâmplă? Cine are dreptate? Nu e posibil să se stea atâția ani în Parlament fără a se adopta modificările la codul penal. De aici e urgență, domn. Oameni care mor cu dreptatea în brațe, atâta timp cât o decizie a Curții Constituționale spune despre anumite articole că nu sunt în regulă. Deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Nu mi-ați răspuns de ce nu a fost acest proiect pe ordinea de zi. Avizul CSAT a fost pe buget.
Pe ordinea de zi erau 3 proiecte de lege care se referau la buget. În schimb, acest proiect de ordonanță nu era pe ordinea de zi. Nici măcar nu ați suplimentat ordinea de zi în ultimul moment. Știam cu toții neoficial, cel puțin, că o ședință de guvern va avea loc după ședința CSAT. Vă spun că a mai fost ceva suplimentar pe ordinea de zi. Și tocmai de-aia s-a mai întârziat un pic HG-ul de la Ministerul Transporturilor, astfel încât de la 1 februarie să se poată, studenții să poată circula gratuit pe CFR. Dacă nu se dădea în seara aia, nu se aplica de la 1 februarie. Urgența mi-a fost explicată și ne-a fost explicată de către Ministrul Justiției cu argumentele pe care tocmai vi le-am spus. Ministrul Justiției fiind parlamentar, iar motivarea deciziei Curții Constituționale pe abuzul în serviciu datând din 6 iulie anul trecut. Suficient timp cât în Parlament să există o procedură. Pe de altă parte, în ce privește abuzul în serviciu, este o decizie de interpretare. Nu trebuie neapărat modificată legea, ci poate fi, este o chestiune de care trebuie să țină cont instanțele. Îmi cer scuze că îmi drăznesc. Mai puteți spune o dată că e foarte important ce a spus? Puteți să repetați? Că a spus ceva foarte important. Care parte? Asta cu interpretarea. Decizia Curții Constituționale este de interpretare în ce privește abuzul în serviciu. Instanțele trebuie să țină cont de decizia Curții. Deci, chiar a spus punctul pe ei. Deci, dacă un articol dintr-o lege penală rămâne la interpretarea instanțelor, mie mi se pare extrem de periculos. Și de aici se naște practica unitară. Vorbim totuși de niște drepturi și libertăți ale oamenilor. Legislația trebuie să fie foarte clară. Foarte, foarte clară. Iar în ceea ce privește faptul că funcționa Parlamentul, a mai fost Parlamentul în funcțiune, eu vă spun foarte sincer. Și nu erați în România, erați în România. Erați când ne întâlneam pe aici. În mandatul trecut, aceste modificări nu s-au făcut de frică. Nu se putea întruni majoritate pentru a se face astfel de modificări. De câte ori cineva vrea, nu a fost numai asta. Au fost mai multe decizii ale Curții Constituționale și acum Curtea Constituțională a mai adoptat niște decizii. Numai că neavând încă motivare, se așteaptă motivarea și o să fie pus în concordanță cu deciziile Curții Constituționale. Plecând de la ce a spus dumneavoastră și tot auzind în ultimele zile despre atât de multe articole găsite neconstituționale de curte, practic noi avem niște coduri penale ciopărțite de Curtea Constituțională. Până la urmă, poate cineva își pune întrebarea, acel cod, cum a fost adoptat? Bine, el a fost adoptat prin angajarea răspunderii guvernului. Dar atât de multe decizii care au modificat aceste legi, ridică semne de întrebare la din ce în ce mai mulți oameni. Aceste legi sunt în regulă sau nu? Pentru că nu spune nimeni că s-a terminat cu decizia de curții pe anumite articole care vor fi găsite neconstituționale. Admițând, domnule președinte, că era de natura urgenței punerea în acord a deciziilor curții cu codurile penale, de ce nu ați inclus în programul de guvernare acest deziderat? Eu vă spun ceva. Programul de guvernare este obligatoriu să-l pui în practică pe cei pe care ți l-ai asumat. Dar pe lângă programul de guvernare, tot timpul vor mai apare chestiuni suplimentare. Și vor apare. Pentru că viața e complexă. Tot timpul, și luna viitoare, și peste 3 luni, și peste 5 luni, vor apare situații în care guvernul sau parlamentul trebuie să iau decizii. Până una alta, din punct de vedere constituțional, guvernul are dreptul de a adopta ordonanțe, proiecte de lege și hotărâri de guvern. Deci, domnule președinte, constituțională a fost dată în iulie, înainte de alegerile parlamentare, iar riscul să fim sancționați de CEDO pentru supraaglomerarea penitenciarelor exista dinainte de alegerile parlamentare. De asemenea, ați fost, cred că liberalii și-au asumat în programul de guvernare o lege a răspunderii magistraților. În PSD, la partea pe justiție, nu am văzut nimic de genul ăsta. De aceea vă întreb din nou, de ce nu ați vorbit despre toate aceste măsuri în campania electorală? Am răspuns mai devreme.
la o altă întrebare. Nu pot răspunde la aceeași întrebare pusă de mai mulți. Vă rog. Domnule președinte, Marius Stean, ProTV aici, vreau să vă întreb repede să ne spuneți ce ați vorbit timp de 2 ore cu ambasadorul Statelor Unite și ați vorbit despre politicieni, despre oameni din stradă, despre unii jurnaliști, o parte între noi aici, care suntem dezinformați și care am căzut pradă manipulării. Spuneți-mi, vă rog, dacă au căzut pradă manipulării și ambasadorii importanței Uniunii Europene care au reacționat, ambasade aici la București, Comisia Europeană și chiar cancelarul Angela Merkel. Ceea ce v-am spus mai devreme dumneavoastră, în cea mai mare parte am spus-o și ambasadorului. De asemenea, am mai discutat, cum era normal, și despre cele câteva zile pe care le-am petrecut în Washington și despre dorința noastră fermă și fără nicio ezitare de a susține în continuare relația cu Statele Unite și de a duce la alt nivel parteneriatul strategic pe care le avem, să aibă și o componentă economică substanțială, lucru care este susținut și de și de ambasador și, bineînțeles, și de statul american. Domnule Grindeanu, dacă îmi permiteți două întrebări. Să terminăm un subiect. Vă citesc dintr-o declarație a lui Hans Klemm, chiar mai veche, dinainte să adoptați aceste acte normative. Orice schimbare a legislației anticorupție în România trebuie să se facă printr-un proces transparent, de plin consultativ. De asemenea, Statele Unite sunt semnatare al unei declarații comune a 6 ambasade, Comisia Europeană, și care avertizează, pentru că ați vorbit de parteneriatul strategic, că prin aceste modificări se pun în pericol parteneriatele și mă refer inclusiv la Uniunea Europeană, NATO și inclusiv un regres în ce privește MCV-ul. Luați în calcul aceste avertismente, abrogați, pentru că vi se cere abrogarea celor două acte normative. Sigur că urmărim cu atenție tot ce spun acești oficiali pe care îi respectăm, dar mi-a spus și domnul ambasador Klemm cu foarte mare respect și o spunem în continuare. Eu nu cred că în vreuna din țările respective se pune problema vreodată ca o decizie a Curții Constituționale să nu fie respectată. Nu cred că se pune problema. N-are niciun fel de relevanță. Doar așa, pentru informare, că în țările respective, de câte știu eu, nici măcar nu există incriminat într-o lege penală o asemenea fapt, abuzul în serviciu. Sunt chestiuni legate de conflict de muncă. Sigur că luăm în calcul, dar eu am citit cu atenție acele lucruri. Ieri am văzut că guvernul a trimis o scrisoare, care am apreciat-o, destul de explicativă către Comisia Europeană, către președintele Juncker. Eu cred că odată citite cu atenție și textul ordonanței și motivarea curții, încet, încet, acești oficiali, repet, la care ne uităm cu atenție, vor înțelege că nu este niciun atac împotriva justiției despre acest legat. Credeți că au fost și poziția ambasadorului, poziția ambasadorului Statelor Unite s-a schimbat după discuția dumneavoastră cu el? N-am de unde să știu asta, numai că mi-a făcut datoria să îi spun, cred că în prima parte tot ce v-am spus dumneavoastră, am spus-o și dumneavoastră, pentru că n-am de ce să mă oferesc. Nu știu dacă s-a schimbat, nu l-am întrebat, dar era de datoria mea să spun lucrurile astea, pentru că sunt lucruri 100% adevărate. Dumneavoastră ați solicitat această întâlnire? Nu. Această întâlnire a fost solicitată de domnul ambasador acum vreo 2 săptămâni. Domnul ambasador, la finalul acestor explicații pe care spuneți că ni le-ați dat și nouă, nu a spus nimic? Rămâne neschimbată poziția domniei sale cu privire la lupta anticorupție? L-ați convins? E bine să-l întrebați pe dumnealui. Eu nu vreau să fac evaluări despre părerea cu care a plecat ambasadorul. Am avut o discuție destul de așezată, destul de corectă și destul de bună cu ambasadorul Klemm. Domnule președinte, vreau să vă întreb, pentru că și dumneavoastră ar fi trebuit să aveți o întâlnire cu 6 ambasadori la care ați lipsit, în urma cărei întâlniri cele 6 ambasade au dat acea declarație comună. De ce nu ați participat la acea întâlnire? Dați-mi voie să vă spun cu tot respectul că informația nu e corectă. Eu n-am avut nicio întâlnire programată cu 6 ambasadori. Pentru domnul premier. Mă scuzați. Eu îmi cer scuze.
Deci, domnule premier, de ce ați lipsit de la această întâlnire care a fost decisivă? Să știți că și eu de dimineață m-am întâlnit cu domnul ambasador Clem în jurul orei 11, ieri. După care am intrat în discuții cu colegi din Parlament, la întâlnirea cu cei șase mai mulți ambasadori, o întâlnire informală. A fost prezent din partea mea, eu nemaiputând să merg, domnul ministru al afacerilor externe, cu care am avut o discuție înainte și care m-a reprezentat așa cum e normal. Domnule președinte, îmi cer scuze. Ce nu ați participat? Nu a răspuns. De ce ați anulat această întâlnire? De ce l-ați trimis pe ministrul de externe în loc? Pentru că am avut program împreună cu colegii din Parlament legat de ceea ce vom face zilele următoare. Intră în bugetul în dezbaterea Parlamentului, scadențar. Am înțeles și am vrut să vin să văd că s-a depus o moțiune de cenzură. Sunt lucruri normale și importante pentru un guvern care trebuie să fie gestionat. Dați-mi voie să mai dau și o informație tot despre programarea și stabilirea întâlnirii cu domnul ambasador Clem. Inițial, întâlnirea fusese programată pentru joia trecută, deci acum o săptămână. Fusese convenită cu vreo două săptămâni înainte. Am transmis miercuri rugămintea să o reprogramăm, pentru că în ziua de joi, eu fiind invitat și eu de primul ministru să particip la discuția despre buget cu miniștrii, atunci s-a lucrat joi toată ziua și până noaptea târziu spre vineri și împreună am convenit să facem întâlnirea ieri. Deci, în aceste zile care sunt foarte aglomerate și au fost foarte aglomerate cu elaborarea bugetului și cu stabilirea calendarului, inclusiv eu am amânat sau am reprogramat întâlnirea cu ambasadorul Clem. Deci așa s-a întâmplat și cu primul ministru. Cei șase ambasadori totuși au exprimat o poziție susținând noi, partenerii și alianții internaționale României, ne exprimăm profunda noastră îngrijorare cu privire la acțiunile Guvernului României din seara zilei de 31 ianuarie, care au subminat progresele României în privința statului de drept și a luptei anticorupție din ultimii 10 ani. Ce părere aveți despre această scrisoare a celor șase ambasadori? Pe mine mă întrebați? Haideți să răspundem ori unul ori altul totuși, că aș vrea să mai... Am spus mai devreme, ne uităm cu foarte mare atenție și cu foarte multă preocupare la toate aceste declarații, dar eu nu vreau să pierdem din vedere fondul discuției. Nu discuții în general, fondul discuției, fondul temei, pe care am tot vorbit mai devreme și pe care nu vreau să-l mai reiau, și anume punerea în legea unei decizii a Curții Constituționale. Cu rugămintea... Domnule Grindeanu, v-aș întreba în primul rând un răspuns pentru sutele de mii de români care au ieșit în stradă. Veți renunța la aceste ordonanțe care modifică codul penal? Întrebare simplă, da sau nu? 2. Domnul Florin Gianu a demisionat din guvern pentru că spunea acesta nu vrea să fie părtaș la minciuna și impostura cuiva. Despre minciuna și impostura cui credeți că vorbea? Și 3. Dacă veți face publice înregistrările audio de la ședința de guvern din data de 31. Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Da, o să le fac dacă faceți cerere. Și înțeleg că unii dintre colegii dumneavoastră chiar au făcut cerere. 544 să punem la dispoziție înregistrările de la ședința de guvern. Nu e niciun fel de problemă. Lucrurile au fost exact cum v-am spus mai devreme. Legat de Florin Gianu și nu numai, o să vă spun următorul lucru și e valabil pentru toți membrii cabinetului. Ceea ce s-a întâmplat de ieri, începând când au devenit publice numerele noastre de telefon, eu să știți că mi le-am ținut și le-am salvate. Și așa cum aș cerut toate mesajele primite, și așa cum aș cerut înregistrarea de la ședința de guvern, poate vreți și SMS-urile primite de mine, de familia mea, de toți miniștrii și la fel de familiile tuturor miniștrilor, lucruri care, unele dintre ele, nu pot să spun toate, argumentate în mesaje, altele care n-au nicio legătură cu un comportament
comportament normal și credeți-mă că sunt politicos spunând un comportament normal. Poate că unii dintre colegii mei, în speță unul, Florin Jeanu, n-a rezistat la acest asalt și atunci tot ceea ce înseamnă activitatea sa a făcut un pas în spate. Pot să vă spun în tot legat de acest subiect, pentru că să știți că nu e simplu. Nu e simplu. Nu e simplu să primești înjurături legate de familia ta, de părinții tăi și așa mai departe. Dar vi le pun la dispoziție. Cu tot cu numerele de telefon, dacă doriți. Aici, stați să termin. Stați să termin. O să fac o propunere pentru interimat la Ministerul Economiei, astfel încât să vină să susțină bugetul la Ministerul, la IMM-uri, pe Ministrul Economiei, astfel încât să vină să susțină bugetul Ministerului pentru întreprinderile mici și mijlocii, pe, așa cum vă spuneam, pe Ministrul Economiei, pe domnul Petrescu. Am luat o hotărâre acum două zile și mergem mai departe. Justificat. Vă rog. Am luat o hotărâre acum două zile în guvern. Și nu renunțați la ordonanța de urgență care modifică? Da sau nu? Nu. Ați vorbit, domnule Dragnea, ați vorbit despre o teamă care a existat în Parlament cu privire la efectuarea acestor modificări la codul penal. Dumneavoastră aveați majoritatea în Parlament la momentul respectiv. Nu mai aveam. Domnule Dragnea, când a vorbit de acea teamă, nu-i... Teamă de ce, domnule Dragnea? Așa, de vreme. Vă rog. Domnule președinte, îmi permiteți? S-a anunțat o campanie de strângere de semnături. Oamenii aceștia vor semna pentru ce? Că susțin modificarea codului penal? Nu. Ei vor semna pentru ceea ce ne tot transmit. Și prin viugrai, și prin semnale, mail-uri, mesaje, și prin colegii noștri din teritoriu, și prin cercetările sociologice pe care le-am făcut ultima săptămână, focus grupuri și sondaje, și ei vor semna pentru a-și exprima dorința ca actul de guvernare să se pună în practică. Este un program pe care l-au votat și în care cred și sunt foarte interesați de asta. Pentru asta. Sper să nu fie vreo faptă penală că cineva semnează pe o listă de semnături și se exprimă și el acolo o opinie. Tăcut. Ați spus, domnule președinte, că nu scăpați în procesul dumneavoastră în care sunteți acuzat de instigare la abuz în serviciu și de fals intelectual. Ați spus că rămâne falsul intelectual, dar abuzul în serviciu? Eu m-am uitat cu atenție și am văzut că falsul intelectual rămâne. Nu văd de ce n-ar rămâne și abuzul în serviciu, dacă tot am, se zice că am instigat la el. Pentru că, pentru că prejudiciul dumneavoastră este mai mic de 200 de... Falsul intelectual și abuzul serviciu din acea plângere, din acel denunț mincinos, înseamnă practic același lucru. Pe mine nu asta mă interesează. Dar, în contextul ăsta, ce vreau să vă mai spun? Eu o să cer și mâine, dar cer și acum public, comisiilor juridice, ca rapid să invite la discuții, la dezbateri pe toți reprezentanții sistemului de justiție. Că se pot mobiliza foarte repede, pot avea discuții. Din punctul meu de vedere, acea ordonanță poate să fie modificată în Parlament, pentru că este dreptul Parlamentului, în orice fel, cu o singură condiție. Să rămână totuși dorința ca decizia curții să fie pusă în practică. În rest, din punctul meu de vedere, poate să fie acolo un leu. Se aplică legea mai favorabilă, deci efectele ordonanței, imediat ce intră în vigoare, își produce efectele. Deci, încă o dată vă întreb, procesul meu se închide sau nu? Nu știu cine a întrebat. Nu se închide. Dumneavoastră spuneați că ați avut ieri o discuție cu avocații. Păi nu se închide. Asta vreau să vă spun. Deci mergem mai departe. Deci, în continuare, sunt la instanță. O lămurire legată de acel articol care este deja în vigoare din ordonanță și care vizează denunțul. Instituția denunțului, practic, este desființată dacă denunțul este făcut la 6 luni după producerea faptei. Cazul dumneavoastră, vorbim de un denunț mai vechi. Mai e sau nu valabil dosarul dumneavoastră la ora asta? Este pentru că acea prevedere se aplică, nu se aplică retroactiv.
Domnule Dragnea, de ce a fost nevoie modificarea prin ordonanță de urgență a acelui articol prin care din acest moment se exonerează practic fiecare funcționar public de răspundere pentru acte normative ilegale? Mă rog, nu știu cum au elaborat ei acest act normativ, dar eu nu cred că este normal. Eu nu cred că este normal ca în România fiecare funcționar de pe acel lanț birocratic de elaborare a unor acte normative să fie luat la întrebări sau să fie cercetat. Pentru că suntem în situația în care, sau ei sunt în situația în care practic nu o să mai semneze nimic. Așa cum și în Parlament, totuși, parlamentarii, din fericire, încă nu pot fi luați, ridicați pentru voturile pe care le exprimă, cred că și în acest proces de elaborare este vorba totuși de oportunitate. Pentru că dacă se încalcă vreo lege, există alte prevederi în codul penal. Dar după decizia Curții Constituționale de anul trecut, mai mulți judecători au spus că nu e necesară nicio modificare legislativă. Vă citesc să spunem motivare. Da, dar eu am văzut și alți judecători care au spus că e corectă această decizie. În motivare se spune aceste articole privind abuzul serviciu. Eu am o rugăminte totuși, vreau să vă aduc aminte, eu nu-s ministrul justiției, am răspuns la suficiente întrebări. Fără niciun fel de rezervă, dar nu mă duceți în tehnica ordonanței, în conținutul ei. Îmi permiteți o întrebare pe altă temă, domnule președinte Dragnea? Vă rog. Alice Iacobescu, Digi24. Am înțeles din expunerea pe care ați făcut-o la început că ați declanșat demersurile considerând că hotărârea de condamnare a dumneavoastră în procesul referendumului nu este în limitele legii, nu este conformă cu prevederile legale. Deci în aceste condiții. Nu e completă. Și din ceea ce explicați dumneavoastră aici, este și imposibil de completat în acest moment, căci au fost depășite limitele de timp prevăzute în lege. Dumneavoastră considerați că nu sunteți condamnat din acest punct de vedere? Nu pot să fac afirmația asta. O să las tribunalul să decidă. Dar, atâta timp cât nu există hotărârea completă, eu am citit foarte bine și am discutat cu avocații. O să vedem ceea ce hotărăște instanța. Veți revendica în acest caz funcția de prim-ministru? Nu. Categoric. N-are nicio legătură cu asta. Are legătură doar cu dorința mea de a folosi toate căile de atac și de a arăta că, de fapt, un drept al meu a fost fundamental încălcat, și anume dreptul la apărare și la un proces echitabil. Domnule președinte, ați vorbit pentru o presă din Elveția, mai exact pentru un post de radio din Elveția, și ați spus că o discuție despre lupta anticorupție și corupție este, și citez, un bullshit și, în traducere adaptată, o prostie. Considerați că lupta anticorupție și o discuție despre corupție reprezintă o prostie? Nu discut asta. Eu n-am spus așa ceva. Sunteți înregistrat. Eu am înțeles. Nu știu ce au făcut și ce au montat. Eu nu pot să spun așa ceva. Nici măcar nu eram singur eu cu acei reporteri. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, două întrebări. Asta e ca ce a apărut mai devreme, că am înjurat pe cineva de la USR. Deci nu ați spus dumneavoastră acea frază. Ați spus că președintele Klaus Iohannis este autorul moral al acestor violențe. Poate fi considerat când a poate fost primat în stradă. Sub acest aspect, PSD ia în calcul suspendarea președintelui, o întrebare, și a doua întrebare spuneați despre comunicarea care s-a făcut între SRI și Ministerul de Interne și despre faptul că ar urma să fie cumva audiat din nou directorul serviciului de comisie. Se ia în calcul inclusiv suspendarea directorului SRI? Nu mergem acolo. A apărut, s-a ridicat foarte mult nivelul de discuție despre acest subiect prin intervenția președintelui și eu cred că este obligatoriu ca opinia publică și noi și opinia publică să afle adevărul. Adică s-au dat informații așa cum avea obligația să dea. Nu s-au dat. L-a primit ministrul de interne, nu l-a primit. Astea sunt întrebări care nu pot pune fără răspuns. Pentru că este foarte important. Am avut aseară în București violențe destul de grave. Pot apărea alte situații. Vreau să vedem și noi
dacă relația instituțională funcționează corect și cine și-a făcut datoria? SRI-ul sau Ministerul de Interne? Eu cred că de datoria comisiei respective să află asta. Iar în ceea ce este prima întrebare, nu avem de gând să-l suspendăm pe Klaus Iohannis. Încercăm să facem orice pentru a aduce pace și liniște în această țară. Se pare că nu se dorește. Domnule președinte, ați spus să discutați cu protestatarii? Ați luat în calcul să ieși și dumneavoastră în Piața Victoriei? Mulțumesc. Nu. O întrebare pentru domnul premier? Ultima întrebare. Domnul președinte, a spus că dumneavoastră ați fi responsabil pentru această ordonanță de urgență, iar fostul ministru Jianu a făcut o distinție clară între autorul conceptual al măsurii și cel care a adoptat-o efectiv. Cine are, de fapt, responsabilitatea elaborării acestui act normativ? Am văzut afirmația președintelui, am vrut să evit să mă refer la această afirmație mincinoasă și foarte gravă. Eu n-am avut nicio discuție cu ministrul Justiției de la instalarea lui în funcție până astăzi, până la elaborarea și adoptarea ordonanței zile trecute, despre aceste acte normative. Absolut niciuna. Nici formală, nici informală. Am spus de la început, am avut o singură discuție cu ministrul Justiției la început, înainte să și eu și primul ministru. Ministrul Justiției ne-a cerut ca separat de celelalte ministere să aibă libertatea de a decide care sunt secretarii de stat de la Justiție, să nu fie oameni politici. Iată și primul ministru și din partea partidului la fel. Asta a fost singura discuție și am spus în ceea ce privește orice proiect de lege în domeniul justiției, eu o să mă asigur că nimeni din partid nu discută cu dumnealui, nu încearcă să-l influențeze. Ăsta este răspunsul la, atât la domnul Iohannis, la domnul Jianu nu mi-a zis niciodată domnul Jianu. Mie îmi pare rău că domnul Jianu a plecat din guvern, chiar era un ministru bun, cu care discutase foarte multe proiecte. Cum vă explicați demisiile tuturor celorlalți? Că mai este vorba și vă rog să nu plecați până nu ne lămuriți cu o chestie. E ultima din punctul meu de vedere. Acum am încercat să citesc pe diagonală decizia invocată de dumneavoastră a Curții Constituționale și nu găsesc, domnul președinte, nicăieri dezincriminarea neglijenței în serviciu și înjumătățirea pedepselor pentru abuz în serviciu. Cerută de către CCR. Ceea ce s-a întâmplat în ordonanță. M-ați luat repede. V-am luat repede. Sincer. Judecătorii Curții nu cer nicăieri înjumătățirea pedepsei pentru abuz în serviciu și eliminarea oricăror pedepse pentru neglijența în serviciu, așa cum scrie ordonanța de modificare a codului penal. Nu știu, m-am referit la acel articol de care toată lumea mă acuză. Nu discutați cu mine despre tot textul ordonanței, pentru că nu am elaborat-o eu. Dumneavoastră ați garantat acest guvern, domnul Dragnea. De asta vă întrebăm pe dumneavoastră. Bun. Sincer, chiar n-am ce să răspund la asta. N-am elaborat eu ordonanța. Nu mă întrebați pe cei care au elaborat-o, pentru că au nota de fundamentare, au gândit. Au construit, au avut... Dar când a trebuit să rescrieți bugetul, i-a schemat pe rând și ați rescris-o. De ce nu se poate modifica? Pe buget. Da, pentru că bugetul era fundamental pentru punerea în practică a programului de guvernare. Tu să ne răspundă domnul Grindeanu. Să ne răspundă domnul Grindeanu la întrebare. Vreau să avem totuși o înțelegere și o discuție civilizată. Ce scuze. În motivarea curții... Am amânat cu două ore, am tot amânat o întâlnire importantă. Dar și noi v-am așteptat să vă expuneți toate punctele de vedere timp de 45 de minute. E în regulă. Ce scuze, putea să mă întrerupeți. Domnule Grindeanu, dar de ce aș mai cerut aviz de la CSM pentru miercuri când dumneavoastră ați dat ordonanța marți seară? Ați adoptat ordonanța. Eu n-am cerut așa ceva. Eu i-am cerut de la începutul discuției, de când am văzut că a apărut în spațiu public că guvernul va da o ordonanță pentru amnistie, pentru grațiere, nu e un domeniu pe care să-l stăpânesc. Eu am avut o singură discuție cu ministrul Justiției, cred eu clară, și de care dânsul s-a ținut. Tocmai fiind un domeniu sensibil, i-am cerut să respecte tot ceea ce înseamnă proceduri, astfel încât în momentul în care vine cu o propunere în fața fie cât se poate declara. În ședința de guvern am întrebat aceste lucruri,
mi s-au dat asigurări că tot ceea ce a însemnat procedural intern, lucrurile au fost conform legii. Am întrebat ceilalți colegi dacă sunt probleme, pentru că au mai fost avizatori, dacă s-au respectat lucrurile și în celelalte ministere. Da, și am adoptat această ordonanță. Domnule președinte Dragnea, chiar dacă doar... Avem aici înregistrarea despre care vorbeam. I want to discuss about the Romanian future, not this kind of bullshit, sorry, corruption. Este vocea dumneavoastră sau nu este? A spus asta sau nu este? O înregistrare difuzată de... Nu facem joc cu pixelul albastru. Eu v-am spus că eu n-am avut această succesiune de cuvinte. Eu nu știu fiecare cum le-am montat acolo. Vă considerați un beneficiar al ordonanței de urgență, domnule președinte Dragnea, chiar dacă doar jumătate dintre acuzațiile din cel de-al doilea dosar rămân să... Nu mă consider și nu cred că anul trecut Curtea Constituțională a gândit acea decizie pentru mine. Pe de o parte, pe de altă parte, am înțeles că e vorba de câteva mii de cazuri de la o instituție respectabilă. Eu bănuiesc că nu toate miile de cazuri se referă la mine. Dar cum să ajut... Domnul Grindeanu, motivarea curții... În măsura în care, prin în mod defectos, se înțelege prin încălcarea legii. Este singura precizare. Nu se spune nimic de vreun prag privind abuzul în serviciu. Citiți, vă rog, toată motivarea, care este parte componentă din acea decizie. Citiți, vă rog, toată motivarea. Și unde se cere o clarificare. Domnule Grindeanu, văzând toată Grindeanu, există un dosar la DNA deja făcut? Să înțelegem că s-au cerut deja documente de la guvern asupra acestei ordonanțe. Ne puteți spune dacă v-au chemat și pe dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră? Am citit, s-a deschis, am văzut declarații. Tocmai vă spuneam, atunci când v-am prezentat ceea ce le-am spus și colegilor mei în CEX, n-am imunitate. Deci la mine nu e o chestiune care să-i oprească. Dar vă spuneam și clarificam anumite lucruri. Tot ceea ce am cerut eu și ceea ce s-a respectat din ceea ce mi-au spus colegii mei e să se ducă toate procedurile interne conform legii. Domnule prim-ministru, că sunt dosare, că nu sunt... Am mai văzut că am dat abuz în serviciu pentru cineva apropiat mie sau... Ne puteți explica de ce și-a delegat responsabilitățile Florin Iordache în calitate de ministru al justiției și cine conduce Ministerul Justiției în acest moment? Da, pentru că l-am întrebat acest lucru, pentru că pentru câteva ore, atât timp cât a fost prezent în ședința CEX, înțeleg că au venit anumite instituții ale statului și trebuiau puse la dispoziție anumite documente, înregistrări din Ministerul Justiției. Cineva trebuia să semneze pentru predare, primire cu acele instituții. Pentru cât timp și-a delegat? Dacă permiteți o completare, pentru cât timp și-a delegat domnul Iordache atribuțiile? Câteva ore. Ce se întâmplă cu secretarii de stat în acest moment? Nu-i secretar pe stat. Aveți idee ce se întâmplă cu secretarii de stat? Poftiți? Ce se întâmplă cu secretarii de stat de la justiție în acest moment, știți? Domnul Iordache spunea mai devreme că pentru câteva zile și-a delegat atribuțiile. Până la urmă, două ore, zile, câte sunt? Și domnule Dragnea, în Parlament să se ocupe de buget toată săptămâna viitoare. Dumneavoastră ne spuneți că și-a delegat atribuțiile doar pentru câteva ore. Haideți să vă spun ce discuția am avut și v-am spus că va veni în Parlament. Va veni în Parlament. E normal, am cerut fiecărui ministru să nu trimită secretar de stat când se prezintă bugetul în comisiile de specialitate, ci să vină miniștrii. E normal ca activitatea ministerelor să continue. E o chestiune de procedură. Să înțelegem că toți ministrii și-au delegat atribuțiile pentru discuțiile pe margine. Își vor delega în momentul în care sunt lucruri de acest tip. Nu a fost nicio discuție legată de buget. A fost ședința CEX. Și domnul Iordache a fost prezent aici. Doamna Carmen Dan, ministru al internelor, și-a delegat atribuțiile pentru a veni la CEX? Dați-mi voie să intervin și eu. Puteți răspunde la această întrebare, domnule prim-ministru, doamna Carmen Dan, ministru de interne? Da, dați-mi voie că mă refer și eu la asta, pentru că și eu l-am întrebat pe domnul ministru Iordache, pentru că auzisem pe surse că își dă demisia. Și l-am întrebat și eu
în plenul CEX-ului despre ce e vorba și mi-a spus că pentru că de la DNA s-au solicitat documente care trebuiau să fie semnate oficial de șeful instituției și el trebuia să vină aici și a delegat aceste atribuții. Doamna Dan n-avea de ce să facă acest lucru sau celălalt ministru. Și o întrebare, domnule președinte Dragnea, ați contestat ordinea cuvintelor din înregistrarea dată de colegul meu Cristian Citre, dar cuvintele în sine, în orice ordine le-ați rostit? Dar nu este subiectul conferinței de presă. Facem este un subiect adus în discuție, vă rog să ne răspundeți sau să refuzați să ne răspundeți. O să răspund atât de atât. Sincer, chiar trebuie să plec. Ce scuze. O ultimă întrebare, domnule președinte Dragnea, vă așteptați ca argumentația dumneavoastră din seara asta să potolească, să spunem, strada? Să fie suficiente argumentele astea? N-am de unde să știu asta. Ceea ce pot spune este că n-am avut și nu avem de gând să facem ceva împotriva acțiunilor care vizează lupta împotriva corupției, categoric nu. Nu cred că guvernul a încălcat vreo lege sau a încălcat vreo prevedere constituțională sau vreo procedură. Sper că încet încet oamenii să fie informați în amănunt cu tot ceea ce s-a întâmplat. Am înțeles de la domnul prim-ministru că de-abia la 8 a venit avizul de la CSAT și nu puteau începe ședința de guvern, deci nu s-a făcut în noapte. Sper să se întâmple lucrul ăsta, nu știu, dar nu face bine nimănui. Mă, Dragnea, iertați-mă, această situație se persoană. Acum a apărut o informație cum că dumneavoastră, domnul ministru Iordache, ați fi puși sub acuzare de DNA, ați primit o astfel de informație? Nu, dar ce ar fi vreo surpriză? Nu e prima dată. Domnule Grindeanu, au apărut mai multe informații în presă, cum că guvernul a vrea să comaseze DNA și DICOT printr-o ordonanță de urgență. Ne puteți lămuri pe acest aspect? A spus mai devreme, domnul președinte. Domnule președinte, au existat... Nu s-a discutat așa ceva niciodată. La fel ați spus și când a venit vorba de această ordonanță referitoare la grațiere și la dezincriminarea abuzului în serviciu. O săptămână mai târziu au apărut cele două proiecte. Ne așteptăm? A fost în dezbatere publică, a avut loc dezbaterea publică, toate etapele de care vă spuneau au fost parcurse de către Ministerul Justiției. Eu vă spun că e pentru prima oară când am auzit, astăzi am văzut în presă, acest lucru, că noi vom face comasarea DNA cu DICOT. Deci spuneți că nu o veți face. Domnule Dragnea, dacă abuzul în serviciu în cazul dumneavoastră nu mai există, cum rămâne doar partea cu instigarea pentru o faptă care nu mai există? Eu v-am spus mai devreme că procesul meu nu se oprește. Putem adăuga acolo și instigare la umor, ca să dea mai bine. Au existat... Sunt vocile din stradă care vorbeau despre acest prag de 200.000 de lei, ales arbitrar, care vor avantaja pe dumneavoastră. Răspundeți-le, vă rog, acestor oameni. Dar n-am stabilit eu acest prag. Nu am stabilit domnule, acest prag. Au existat și demisii din partid. Ați și demisii din partid, tocmai din cauza acestei ordonanțe adoptate de guvern, iar primarul din Iași l-a criticat pe ministrul justiției pentru acest gest. Și pe dumneavoastră. Cum? Domnule premier, v-ați gândit vreo secundă să vă dați demisia din fruntea guvernului pentru că strada v-a cerut insistent acest lucru? Măcar să-l demiteți pe domnul Iordan. La microfon, vă rog.